Am revenit la tablou de viață, la discuția interesantă alături de Amalia Vlad, avocata Amalia Vlad. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră o cunosc. Vorbim despre cum decurge viața după alegere în micuțul nostru orășel, în care se întâmplă multe sau nu se întâmplă Acum, din nimic. experiență, aș putea spune că în micile orașe viața este cu mult mai palpitantă decât în marile orașe. Așa încât în orășelul nostru, până la urmă, se întâmplă atât de multe lucruri palpitante încât am putea scrie nenumărate romane. Cum decurge viața? Cred că oamenii încă se dezmeticesc după aceste alegeri. M-am amuzat cu știrile de presă privind luptele dintre foștii candidați la diverse primării care își fac plângeri penale, se reclamă, dansează în fața adversarilor și așa mai departe. Mă uit la alianțele politice, Acestea abia urmează, da. cum unii au așa noroc, Dar cum decurge viața? Până la urmă, nu cred că important este ceea ce vedem. Pentru că aș putea spune că nu s-a schimbat nimic față de ce era înainte de alegeri. Dar viața ar trebui să se schimbe pornind de la fiecare dintre noi. E, uite aici. Credeam și mă gândeam când vorbeai că fiecare, cum spuneai, fiecare are așteptări, fiecare poate să taxeze și taxăm prin vârfă cu toții câte ceva la un moment dat. Dar dacă e moral noi să arătăm cu degetul noi sau ei care nu s-au prezentat la vot și au stat acasă cu telecomanda și au comentat și comentează. Și când au ocazia să-și spună un punct de vedere sau să taxeze, nu o fac, dar comentează într-una. Nu știu, ar avea dreptul să aibă așteptări? Până la urmă, cei care nu s-au prezentat la vot au avut o poziție clară. Nu mă prezint pentru că niciunul dintre voi nu mi inspiră încredere. S-ar Pe putea de să nu altă știm parte, motivația. eu așa văd. E strict punctul meu de vedere. Pe de altă parte, cum spuneam la început și iarăși revin la acea postare de la care a început discuția noastră. După alegeri, echipa este formată din aleși și alegători. Între alegători nu există niciun fel de distinție. Că s-au prezentat, că nu s-au prezentat la vot, dreptul lor de a alege sau de a nu alege este același. Ceea ce trebuie să înțeleagă absolut toată lumea este că echipa este formată din toți. Și pornind de la acest lucru, schimbarea trebuie să intervină din necesitatea de a educa lumea să ceară, nu să aștepte, acea așteptare toxică din care nu rezultă absolut nimic, dar să ceară. Să ceară să se îndeplinească promisiunile, să ceară să se întocmească proiecte, să propună, să spună, bun, nu aveți specialiști pentru așa ceva? Eu sunt specialist pentru așa ceva. Eu mă ofer să vă ajut. Benevol, contra cost, asta este o chestiune care urmează să se discute. Dar facem parte din aceeași echipă, interesele noastre sunt comune. Și atunci, clar că ieșim din acea letargie și mergem mai departe. Și aș da aici exemplu unor comune din România, foarte puțin popularizate, despre care nu se aude nimic decât în preajma alegerilor. Sunt primari care au fost aleși al șaselea, al șaptelea mandat de oameni și care spun, da, eu am făcut. Există o comună despre care s-a discutat zilele astea, unde drumurile sunt asfaltate, există piste pentru bicicliști, iluminatul stradal este gratuit, întregul sat Au are accesat fonduri Wi-Fi, europene? a accesat fonduri Da? europene, este comuna cu cea mai mare rată de absorpție a fondurilor europene și chiar am reținut, au reușit în acest răstimp de când au acest primar să atragă 16 milioane de euro fonduri europene, adică bugetul comunei pe 50 de ani. Ei au putut, dar ei au fost o echipă. Pentru că primarul nu a lucrat E o singur. comunitate mai mică? Oare asta să Este o fie se... comună. O comună este formată din mai multe sate. Nu se poate spune că este o comunitate mică. Este probabil o comunitate de 1.000 sau peste 1.000 de persoane. Ori atunci când undeva un asemenea grup poate să meargă împreună, să formeze o echipă, conceptul ăsta trebuie extins Au peste avut un tot. șef sau au avut un lider?
Au avut un lider categoric. E clar că șeful ce zice? Fă, liderul da, zice, da, hai da. Să facem. Categoric au avut un lider, dar acel lider a avut cu cine să lucreze. A prezentat lucrurile în așa fel încât să inspire încredere, iar oamenii au spus foarte bună, îți acord încrederea mea și sunt lângă tine, pentru că nu cred că acolo nu au fost momente de cumpă, nu cred că nu au fost probleme, nu cred că nu au fost eșecuri, nu cred. Dar acolo s-a înțeles ideea că liderul este cel care creionează o imagine, comunitatea este cea care participă în mod activ la realizarea acelei imagini. Acolo s-a comunicat mai bine. Uite, noi aici, în orașul ăsta, câte posibilități să comunicăm. Nu știu, ar trebui să-l invităm pe acel primar la o discuție, pentru că, sigur, este o persoană care merită ascultată. De ce nu? Uite, dacă vă interesează, voi încerca să iau legătura chiar cu dumnealui și dacă vom putea organiza... Să discut, pentru că, iată, eu încerc să ies din aceeași letargie pe care o condamn în momentul de față și să fac ceva. Dom'le, am găsit un exemplu. Hai să-l întrebăm cum a reușit. De ce nu? De ce nu? Deci asta este ideea. Nu încerc să condamn pe cei care nu au votat. Nici nu mă gândesc la acest lucru. Încerc să mă gândesc la o soluție. Sincer, puțin, pentru că eu aud oameni nemulțumiți, dar din oamenii aia nemulțumiți sunt oameni care nu votează. Dar ei sunt nemulțumiți pentru că așa sunt. Pe de altă parte, gândește-te că ani de zile absolut nimeni nu a explicat acestor oameni în ce constau drepturile lor, ce pot să facă cu drepturile lor. Toată lumea are impresia că a merge la vot și a pune o ștampilă pe un buletin de vot este tot ceea ce, toată esența dreptului la vot. Dreptul ăsta la vot n-am văzut să fie explicat în nicio campanie electorală. Care sunt efectele, care sunt consecințele, ce putere are fiecare dintre cei care pune ștampila pe un nume. Absolut nimeni nu s-a preocupat și nu întâmplător nu s-a preocupat. Dar unde sunt mulți, puterea crește, asta se știe, dar se mai uită. Chiar nu întâmplător, pentru că nimeni nu s-a gândit pe de o parte că oamenii trebuie să înțeleagă în ce constau drepturile lor, pe de altă parte politicienii, mulți dintre cei care au schimbat diverse culori, costume, papioane și alte lucruri, nu au avut interesul, știind că acest absenteism le va profita. De ce să lămure, de ce să trezesc oamenii? Să-i să doarmă. Asta era unul dintre sloganurile care circula astăzi pe internet. Da, de ce să-i trezesc? Lasă-i să doarmă. E, uite, eu nu sunt atât de mulțumită cu acest om. Și nu sunt mulțumită nu din perspectiva unui om care ar vrea să intre în politică, pentru că nu mă tentează absolut deloc. Întrebările pe care știu pentru că mi-a mai fost pusă. O intuiai și aici, nu? Mă gândesc că societatea civilă trebuie să fie la fel de, de puternică precum clasa politică. Ori o societate civilă nu trebuie neapărat să-și exprime punctul de vedere printr-un partid, printr-un purtător de cuvânt, printr-un ONG sau prin altceva. Poate fiecare dintre noi să-și exprime punctul de vedere. Avem spațiul public, valorificați-l, dar valorificați-l la modul decent, valorificați-l la modul de constructiv, creativ. Întreabă înainte să acuzi, propune categoric. Și întreabă. Sigur. Nu înțelegi, întreabă. Nu știi, nu e nicio rușine, am învățat din copilărie, de la școală. Nu e o rușine să întrebi. Exercițiul acesta al întrebării nu mai există în prezent. Pe, oamenilor le este rușine. E o falsă rușine. E o falsă rușine. Cred că e de mai fapt... rușinos să nu știi despre ce e vorba decât să întrebi. Nu am informații în acest domeniu. Învață-mă, ajută-mă. Nu toți știm de toate în toate domeniile. Categoric, nimeni nu are această posibilitate. Este foarte adevărat. Dar asta trebuie explicat și asta este, cred că, rolul cel mai puternic al presei, pentru că voi sunteți în linia întâi, după care urmăm noi cei care... am putea face ceva și nu ne mobilizăm sau nu ne unim pentru că ni se pare că poate nu suntem atât de importanți și poate că ceea ce facem noi nu este atât de important. Este o falsă idee. Trebuie explicat. Educația începe de la o simplă întrebare. Ce? Cum? De ce? Explică-mi. În momentul în care am o cantitate de informație suficientă, pot să cer, pot să propun, pot să merg mai departe. Așa putem ieși din această lentoare, nu stând și criticând sau arătându-ne nemulțumiți. Da, suntem veșnic nemulțumiți. Fără să acuzi, dar la noi întrebările sunt mascate așa într-o acuzație, să știi. Da, am observat că lumea, sau mă rog, lumea, iar generalizez și nu-mi place, foarte mulți oameni au tendința de a începe o conversație cu știu eu că ăștia care au furat
Și mergem într-o zonă arhicunoscută. Oricum nu se schimbă, nu discutăm oricum pe nu cazul. Contează, oricum nu mă ascultă nimeni, oricum nu se face nimic, degeaba spun că nu mă ia în seamă. Dar eu mă simt bine pentru că i-am înjurat puțin. Și n-am rezolvat nimic. Ideea este că vreau să rezolv. Deci n-am... Dar vrea să rezolve? Vrea cum? Vreau? Nu, asta era o întrebare. Dar vrea să rezolve? Dacă ar vrea cu adevărat, atunci ar începe. Sigur că da. Păi de ce nu și este foarte ușor pentru toată lumea. De ce nu se întreabă fiecare dacă la el ar veni cineva cu atitudine pe care o are persoana respectivă față de, da? I-ar plăcea? Până la urmă, trecând peste faptul că oamenii au nevoie în permanență de educație și educația continuă de la naștere până se desfășoară de la naștere până la moarte. Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțeleagă fiecare este că o schimbare începe cu fiecare dintre noi. Am avut extrem de plăcută surpriză să urmăresc evoluția unui coleg de-al meu, n-am să-i dau numele, nu este nici măcar din această localitate, dar care, dincolo de activitatea profesională și de activitatea sa de profesor, s-a implicat în cauze umanitare, în sensul că a început să participe la competiții sportive pe secțiunea aceea de maraton. Mi-a plăcut extrem de mult modalitatea în care a reușit să schimbe mentalitatea celor din jur, atât apropo de sport, cât și apropo de cauzele umanitare. Și m-am gândit, uite, ăsta este un exemplu. Ăsta este un om pe care vreau să-l am în preajmă, în preajma căruia vreau să mă aflu și de la care am ce să învăț. Pornind de la exemplul lui și eu mai departe pot să fac ceva. Pot să schimb niște lucruri, inclusiv exprimându-mă în spațiul public mai incisiv și poate brutal de sincer, așa cum a fost și acea postare, în care am spus, da, voi fi coșmarul aleșilor locali. Nu în sensul că voi face reclamații non-stop, nu în sensul că voi sta la ușile fiecăruia și îi voi urmări, dar în sensul că voi urmări îndeplinirea promisiunilor și acelor programe. Nu am pretenția să se asfalteze orașul ăsta într-o zi, nu am pretenția să se creeze locuri de muncă în următoarele 6 luni, să abunde ofertele de muncă în Piatra Neamț, dar am pretenția ca cei care au promis că se vor ocupa de aceste lucruri să se țină de cuvânt. Să înceapă de undeva. Să înceapă de undeva, să ceară sprijin, să-i văd în spațiul public spunând, oameni buni, am nevoie de ajutorul vostru pentru cutare proiect. Foarte bun, voi fi prima care mi ofer tot sprijinul. Atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere uman. Dar nici într-un caz nu vă pot lăsa ca în următorii 4 ani să nu faceți absolut nimic, la alegeri să apăreți iarăși ca niște îngerași plini de promisiuni care întâi se ocupă de bubele vecinului și apoi spun că voi face, fără să spună nu am făcut, iar eu să mă plâng în continuare de voi cum s-a întâmplat până acum. E o atitudine la care nu mai achiesez. Și atunci... Și atunci, pentru ce au trecut atâția ani de la Revoluție, când noi ne învârtim în cerc, nu? Au trecut atâția ani de la Revoluție, poate am avut nevoie de ei ca să ne maturizăm sub aspectul înțelegerii conceptului de libertate. Pentru noi libertatea... Unii au înțeles-o foarte prost. Da, pentru noi libertatea asta a venit ca și cum 365 de ani de zile într-un an au devenit Crăciunul. Și atunci fiecare a înțeles cum a putut. Nimeni nu ne-a pregătit pentru această libertate, n-am avut habar ce să facem cu ea, motiv pentru care, iată, mulți au înțeles-o prost, așa cum corect ai remarcat, iar ceilalți nu știu în continuare ce să facă cu ea. Și trece viața așa pe lângă noi. Da, 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 în frustrări și în tristeți și în neîmpliniri. Bun, concret, coșmarul ai aleșilor, da? Bine, ai precizat că n-ai să te duci să le faci, să le bați în ușă la modul urât și să-i dai în judecată sau cine știe ce să le faci. Sigur. Dar cum? Uite, mi-a plăcut. Ești un exemplu de om care își spune punctul de vedere, de un om care își spune punctul de vedere frumos, nu cârcotind, nu bârfind, pentru că ți l-ai spus frumos deschis în spațiu public și asumat. Asumat, care clar nu înseamnă spus pe la colțuri, că nu le-ai spus la 3 prieteni, da? Și ați comentat modul de desfășurare a alegerilor. Concret, ce putem noi face, fiecare dintre noi, să ajutăm? Hai să... Imediat după alegeri am și sesizat primăriei Piatra Neamț problema gropilor din asfaltul din jurul judecătoriei. Pentru că dacă eu acolo îmi desfășur activitatea, firește că în fiecare dimineață mă duc cu mașina
Mașina care are prostul obicei să mă avertizeze că, uite, groapa nu e groapa, iar am trecut prin groapă. Nu mă aștept ca în planul de asfaltări acea stradă să fie reparată imediat, dar nu mă aștept ca peste vreo săptămână să nu primesc o explicație despre momentul la care va începe așteptarea, va începe asfaltarea. Așa văd eu implicarea. Identific o problemă, o transmit și urmăresc dacă acea problemă a fost înregistrată de cineva, iar dacă a fost înregistrată, când se va rezolva. Aveți nevoie de ajutorul meu pentru a o rezolva? Foarte bun. Aștept să-mi spuneți. La o petiție, dacă e petiție cu număr de înregistrare, trebuie să se răspundă în 30 de zile cu... Bun, trecând peste aspectele tehnice, sigur că da, cunoaștem capacitatea românilor de a face petiții și ale aleșilor de a le ignora. Dar nu aici este... Problema foarte mare este, așa cum am spus, avem mijloace pe care nu le valorificăm și spațiul acesta public, folosit inteligent, decent și constructiv, poate produce efecte foarte bune. În momentul în care apare o hotărâre de consiliu local care este importantă, intenționez să o discut pe Facebook. Chiar intenționez să fac lucrul ăsta. De ce? Pentru că s-ar putea să fie foarte mulți interesați și s-ar putea să fie foarte multe lucruri proaste care trebuie remediate. Decât să ajungem în faza unor litigii, să anulăm o hotărâre de consiliu local, să constatăm că de fapt nu există... A fost cazul când se bat cap în cap o prevedere sigur, de unor hotărâre. Sigur că da. De ce să nu o luăm într-o discuție publică? Dar o discuție publică provocată de oameni care au ceva de spus pe chestiunea asta și de oameni care pot să semnalizeze probleme pe care poate eu nu le-am văzut dintr-un moment. Deci formezi un grup de inițiativă. De ce nu? Foarte bine. De ce nu? Nu. Cred că e cazul ca fiecare dintre noi să iasă din pasivitate. Din zona de confort, știi că se zice da, zona de confort. Zona de confort. Da, haideți să folosim Facebook-ul și la altceva decât la postat pisicuțe, icoane și floricele. Sunt minunate, dar în cantitate rezonabilă. Haideți să facem lucrurile și o leacă altfel. Și să nu mai așteptăm ca aleșii să le facă în locul nostru. Nu o să le facă. Bun, și să folosim deci Facebook-ul drept mijloc de comunicare. Categoric. Între noi. Ne categoric. Comunicăm. Nu doar că ne-am mai luat o poșețică sau altceva, ci comunicăm o nevoie, o informație, știai că, uite, se poate aia, se poate aia altă. Am asistat acum câțiva ani la dezinformarea populației în ceea ce privește, era ceva la casa de asigurări, că fiecare avea posibilitatea să acceseze nu știu care program, dar nu erau informații. Dar a fost celebrul exemplu al formularului în baza căruia se puteau face operații în străinătate. Formular despre care nu s-a cunoscut ani de zile, deși el era adoptat prin lege, despre care Casa de Asigurări niciodată nu făcuse informări și care ar fi putut salva foarte mulți oameni. Poate dacă cineva ar fi avut buna inspirație să spună, oameni buni, știți că există acel formular, știți că vă poate ajuta, dacă tot aveți o problemă, aduceți-vă la cei de la Casa de Asigurări, că oricum sunt până la urmă obligați să vă comunice informații concrete. Multe lucruri s-ar fi putut schimba. Deci dacă avem ceva de spus, nu vecinul, nu, haide să facem lucrurile frumos, organizat, cu cap, dacă vrem sigur. Și noi răspunsuri corecte, frumoase și să ni se aleșii noștri să facă lucruri concrete, trebuie și noi să întrebăm, să spunem, să cerem exact. Am auzit la un post central de radio replica unui ascultător care spunea: românii văd în aleșii locali, în aleși în general, doar hoți. Fie cei care au fost dovediți și au dosare penale, fie cei care nu au dosare penale, dar care înseamnă că nu au fost încă dovediți. Și acest aspect trebuie să se schimbe. Pentru că nu putem merge în continuare pe ideea ne prezentăm la vot, alegem niște oameni, îi suspectăm în permanență de necinste, le pretindem să ne reprezinte, dar de fapt noi am ales doar ca să avem pe cine înjura. Nu toți aleșii locali sunt problematici. Nu toți aleșii locali sunt niște nemernici care doresc doar să se îmbogățească. E cazul să desprindem imaginea infractorului de imaginea alesului local sau alesului în general. Să investim întâi încredere noi. Tot trebuie să pornească asta, cred eu,
E părerea mea personală că asta trebuie să facă fiecare. Îmi doresc să mă iubească cineva, dar luăm așa. Ți arăt eu ție întâi că te nu tot aștept, adică aștept să mă, îmi doresc să mă respecte cineva, sigur. Mă comport cu respect. Îmi doresc să fiu auzită, ascult. Deci îmi doresc ceva, deci îmi doresc să am un ales de încredere, îi ofer încrederea mea. Iar dacă, greși, atunci va trebui să analizezi această greșeală, a fost pentru că nu a înțeles, nu a fost ajutat, nu a fost capabil sau pentru că a fost de rea credință. Haideți să gândim lucrurile înainte de a da drumul porumbeilor, pentru că e foarte grav ce se întâmplă. Din punctul meu de vedere și dacă ar fi să privesc strict profesional această situație, este foarte grav să trăiesc într-o societate în care înlătur prezumția de nevinovăție și înlătur posibilitatea oricui de a se apăra în fața unei afirmație de o asemenea gravitate, îl suspectez pe cel pe care îl aleg de cele mai cumplite lucruri, dar fără să conștientizez că în realitate mă suspectez pe mine, cel care l-am ales, de aceleași lucruri, pentru că nu sunt cu nimic mai bun decât el. Eu nu l-am ajutat, el nu m-a reprezentat. Cam asta este raportul de forțe. Haideți să ajungem în situația în care eu îi tratez pe cei din jurul meu așa cum vreau eu să fiu tratat. Cu onestitate, cu respect, cu corectitudine, cu politețe, cu toate lucrurile pe care mi le doresc politețe, și despre care spun. Ce cuvânt, așa, știi cum e, atât, atât de, ceva așa de rar întâlnit în ziua de azi. Este rar pentru că oamenii nu-l folosesc. Nu știu oamenii să fie politicoși sau ce îi împiedică? Cred că au uitat să fie politicoși. Cred că de au ce? Uitat. Este mult mai ușor să te crezi... Și-au adus aminte că pot fi răi. Asta știu, asta da. Cred că este mult mai ușor să stârnești la un anumit moment zâmbete cu o conduită șmecheră, să spunem, după care să acreditezi această conduită ca și cum i-ar asigura succesul. Și foarte mulți au trecut de la faza de om cu capul pe umeri la șmecheraș de doi bani pentru că li s-au părut că așa reușesc mult mai bine decât cu vechiul comportament. Până la urmă e o problemă de sancțiune a societății. Pentru că în momentul în care nu tolerezi un asemenea comportament, el nu se va mai repeta, nu va mai avea curajul să-l afișeze. Pe de altă parte, dacă îți dai seama că a spune bună ziua, mulțumesc și de a te comporta așa cum îți dorești tu să fii tratat de cei din jur, determină într-adevăr schimbarea. Bun, se întâmplă într-adevăr și cazuri neplăcute în care tu, ca individ, te comporți frumos și nu ți se răspunde la fel. Aici nu e problema ta, e problema celui care se comportă în felul acesta. Este foarte adevărat, dar aici oamenii au uitat să se uite în natură. În regnul animal, un asemenea comportament este sancționat de grup, pentru că un asemenea individ care se comportă total ne la locul lui este izolat. În momentul în care și oamenii vor învăța de la animale acest aspect, probabil că va fi mult mai ușor. Cel care se comportă așa, dacă cunoaște persoanele care trebuie, s-ar putea... Ajungem într-o discuție iarăși foarte amplă și care iarăși comportă multe analize, dacă cunoști pe cine și trebuie triste. Și cum trebuie. Și asta este până la urmă o iluzie. Sunt oameni care nu pot fi acoperiți până în pânzele albe. Sunt oameni care vor încerca să acopere până în pânzele albe. Dar haideți să le privim ca pe incidente izolate. Pentru că dacă le permitem să generalizeze, atunci ne merităm soarta. Într-adevăr, vom fi noi cei marginalizați într-o societate în care toată lumea se acoperă, își acoperă greșelile și le acoperă pe ale altora. Bun, cum să facem ca din minoritatea asta de oameni cu inițiativă, oameni buni, oameni educați, oameni care trăiesc frumos, care gândesc frumos de ceilalți, această minoritate să devină majoritate. Adică nu mărul rău să le strice și pe celelalte bune. Cum să facem să fie, să curățăm? Păi promovând asemenea oameni. În loc să promovăm incidentele de genul s-au bătut doi, care s-ar putea să fie o știre de presă interesantă pentru unii,
Pe mine, mie, viața mea nu mi-o schimbă cu nimic. Este foarte adevărat, dimpotrivă mă încarcă negativ, pentru că îmi dau seama că iarăși lipsa de educație a dus la un incident, uneori tragic. Hai să promovăm oameni, hai să popularizăm oameni care au făcut ceva în viețile lor, hai să trecem de faza aia, a, da, e adevărat, Cutărescu este o persoană foarte competentă, dar știu eu că am auzit că a făcut și adres și era nepotul și nu știu ce. Hai să ne axăm pe calitatea acelui om așa cum el a demonstrat-o, nu așa cum se presupune că și-a creat-o făcând. Să lăsăm presupunerile, să ne raportăm la fapte. Deci hai să facem fiecare dintre noi câte ceva cu gânduri bune, cu bune sentimente, cu acțiuni frumoase. Să ne valorificăm latura bună. Să ne aducem aminte că totuși, fundamental, noi ne naștem buni, cred eu. Nu. Toți avem o latură bună și o latură întunecată. Există o povestioară, iarăși circulă pe Facebook, apropo de bunicul care povestea că în fiecare dintre noi există doi lupi. Unul bun și unul rău. Important este cel care, pe care îl hrănești. Exact, deci hai să hrănim fiera dintre cele lupul două. Bun, lupul sigur. Bun, da? Fiecare dintre noi și să nu uităm că o schimbare în masă pornește de la o schimbare personală. Categoric. Deci, alături de mine a fost Amalia Vlad, un om care are inițiativă, un om care este dispus să facă și să adune în jurul lui și alți oameni cu inițiativă, un om care nu-și propune să arunce cu piatra, ci să dea o mână de ajutor. Dacă se aruncă cu piatra, atunci putem construi ceva cu pietrele astea? Uite, și asta este o atitudine. Amalia, îți mulțumesc pentru că ai fost de acord să stăm de vorba azi. Mulțumesc că m-ați ascultat. În emisiunea, da, cu mare drag. În emisiunea care a pornit de la postarea aceea a ta, directă și asumată, eu îmi doresc să văd mai mulți oameni ca tine și să formăm cu toții un grup care să colaborăm cu cei pe care au ajuns undeva aleși sau nu aleși de sigur. Toți. Dar putem face ceva dacă ne mobilizăm, dacă încercăm să ne ascultăm și să comunicăm. De acord. Sunt prima. Deci, haideți să facem. Vă mulțumesc, Amalia, și mult și eu vă succes mulțumesc. În tot ce faci. Mulțumesc foarte mult și vouă. Dumneavoastră, celor de acasă, sper că din discuția noastră de astăzi fiecare ați auzit câte ceva. Haideți să facem. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!